Tragedia unor părinți a ajuns să fie măsurată prin facturi exorbitante. După ce l-a murit copilul într-o clinică privată la 2 luni de la naștere, un cuplu din București a devenit dator vândut. Părinții trebuie să plătească acum spitalului privat numai puțin de 135.000 de euro. Ei au făcut o plângere penală la adresa unității, dar și a medicului, care până în ultima clipă înaintea nașterii îi asigura că bebelușul lor este sănătos. Durere mai mare ca asta, credeți-mă, cred că nu există. Îți îngrop copilul, propriu copil. Adică în loc să-i faci botezul peste 3 luni, 4 luni de zile, îți îngrop copilul. Totul dintr-o poveste de vis s-a transformat într-un coșmar. De atunci viața mea s-a terminat. Totul era pregătit pentru el, pătuțul, camera copilului. Visul acestui cuplu de a deveni părinți s-a transformat într-un adevărat coșmar. Fiindcă își doreau ca micuțul să vină pe lume în condiții cât mai bune, cei doi au operat la o clinică privată, Spitalul Regina Maria. Totul a decurs bine până la naștere, după spusele medicilor, însă părinții susțin că bebelușul lor avea deja probleme, iar personalul medical s-ar fi temut să le spună deschis acest lucru. Cu o săptămână înainte să nasc, am început să simt că ceva este în regulă. M-am prezentat la control de rutină, în care copilul nu putea fi monitorizat. La momentul respectiv, copilul foarte, foarte agitat, ceea ce nu era un semn bun. Ce v-a zis medicul în momentul acela? Medicul a insistat, spunându-mi că totul este perfect, copilul este perfect sănătos, nu am de ce să-mi fac probleme. Dar m-a pus să repet acest test de nenumărate ori. Însă la câteva zile după control, femeia avea să constate că bebelușul ei nu mai mișca. Chiar și așa, medicul ar fi continuat să-i spună că totul este în regulă. Am fost la control, la dânsul, și copilul meu nu mai mișca de câteva ore bune. Să fi zis atunci câteva 4-5 ore de când m-am trezit. Copilul, deși nu mișca, nu aveam nicio reacție din partea lui, medicul a insistat, totul este bine, stați liniștită, copilul este sănătos. După toate aceste asigurări primite de părinți, bebelușul a fost dus imediat după naștere la terapie intensivă, fiind diagnosticat cu asfixie, anemie severă și insuficiență cardiacă. Părinții susțin că nici atunci nu li s-ar fi spus tot adevărul. M-am trezit după câteva ore de la operație, întrebând de copil. Medicul tot așa venea și se uita la mine. Eu la fel, domnule, cum a decurs totul? Este totul bine? Copilul este sănătos? Da, stați liniștită, totul este bine. După 2 luni de tratamente și terapie intensivă, bebelușul și-a dat ultima suflare la spital, iar acum cuplul trebuie să achite o factură de 135.000 de euro. Familia acuză însă că a fost taxată scump pentru spitalizare și tratament, deși ar fi înștiințat medicii că nu dispun de această sumă. Doctorii spun însă că micuțul nu putea fi transferat la un spital de stat, deoarece starea de sănătate nu i-ar fi permis deplasarea către o astfel de unitate medicală. Familia a făcut însă o plângere penală împotriva medicului și a clinicii private. Am făcut o plângere penală la parchetul judecătoriei sectorului 1 împotriva domnului doctor. În viziunea noastră, acesta a săvârșit infracțiunea de ucidere din culpă și neglijență în serviciu, dar am făcut plângere penală și împotriva spitalului, prin reprezentantul legal, cu privire la suspiciunea infracțiunii de înșelăciune. Considerăm că din probele pe care le-am depus la dosarul cauzei, toate actele, facturile, orice înscrisuri utile pe care le-am primit de la familie, din toate aceste probe nu există de nicăieri, nu reiese de nicăieri faptul că părinții micuțului și-ar fi dat acordul ca micuțul să rămână internat la terapie intensivă. La scurt timp, reprezentanții spitalului au transmis un punct de vedere. Urmărirea sarcinii s-a realizat conform protocoalelor în vigoare și niciuna dintre investigațiile efectuate înainte de naștere nu a indicat riscul unor afecțiuni viitoare ale nou-născutului. Copilul a fost născut la termen, dar în regim de urgență, prezentând încă de la naștere grave probleme de sănătate și un risc crescut de deces. Pe parcursul celor 2 luni de spitalizare continuă în secția de terapie intensivă neonatală s-au aplicat cele mai avansate tehnici de menținere în viață. Până la această dată nu am primit nicio plângere din partea familiei, nici de natură financiară, nici de natură medicală. Regretăm tentativa familiei de a transforma această situație într-un caz mediatic complet nejustificat și considerăm că nu există niciun temei medical care să susțină acuzele aduse, singurul motiv fiind de ordin material. Reprezentanții clinicii au adăugat că nu există un temei medical pentru acuzațiile aduse de părinții bebelușului.